Românii vor putea călători în această vară cu trenul direct către Istanbul, Varna, Sofia și retur. CFR Călători a anunțat că va pune la dispoziție garnituri spre aceste direcții timp de 4 luni, începând de astăzi până pe 3 octombrie. Colega mea, Ana Micu, ne aduce detalii. Bună dimineața, Ana, te ascultăm cu interes. Bun găsit! Într-adevăr, după 2 ani de zile în care mobilitatea călătorilor a fost afectată de restricțiile pandemice în vigoare, în acest moment CFR Călători vine în sprijinul celor care visează la un concediu în străinătate. Astfel că există 3 curse ce vor putea fi alese de călători pentru a merge către 3 destinații de vacanță foarte îndrăgite de cei de la noi din țară, și anume Istanbul, Varna și Sofia sunt destinațiile care vor fi puse la dispoziție începând de mâine, 3 iunie, până pe 3 octombrie. Trenul spre Istanbul, de exemplu, va avea un vagon cu șetă în compunere și 2 vagoane clasă, și o astfel de călătorie are un preț aproximativ de 53 de euro. O călătorie către Varna sau Sofia costă de la 22 la 30 de euro și un singur dezavantaj pe care îl putem menționa cu privire la aceste călătorii este durata îndelungată, având o durată aproximativă de 18 ore în cazul călătoriei către Istanbul, care, prin comparație cu o călătorie cu mașina personală sau cu un autocar, ar dura 12 ore. Această durată se datorează, pe de o parte, stațiilor multiple prin care trebuie să treacă trenul pentru a ajunge la destinație, dar și a vitezei medii, care este de aproximativ 45 de km la oră. Cu mai multe detalii revenim.